decizie ne-a surprins, dar și nu prea. Ne-a surprins, fiindcă domnia s-a nu anunțat despre această decizie nici conducerea partidului, nici fracțiunea parlamentară. Nu ne-a surprins, fiindcă anterior noi primeam tot felul de informații, tot felul de semnale care sunt adevărate și care nu. Eu cred că doar timpul va demonstra acest lucru. Acum, la esență. Probabil ați observat și dumneavoastră, fiindcă mai multe acțiuni au fost și publice, Partidul Democrat a adoptat mai multe decizii. În condițiile unui an mai special, în condițiile unui an electoral, în mod evident, ca și orice partid serios, noi am pornit un șir întreg de acțiuni pentru strângerea de rânduri, pentru conturarea și precizarea mesajelor, ideologiei, pentru întărirea disciplinei de partid. Vreau să vă spun că în teritorii aceste acțiuni se desfășoară la fel. În diferite raioane, în diferite echipe locale, noi la fel strângem rândurile, ne auto-organizăm. Adică voi îmi propuneți dublul numărul 2, da? Sunteți pregătiți pentru dublu 2? Da. Sper să fie al doilea și ultimul. Dar dacă puteți să-mi spuneți mai complet, când a venit din lucrul acesta, nu știu ce v-a spus, cum și-a motivat această decizie. De aici încolo, mobilizare totală și eu și dumneavoastră. Deci, declarația făcută astăzi de către domnul Iurie Bolboceanu. Ziceam că ne-a surprins și nu prea. Ne-a surprins pe motivul că despre această decizie anunțată astăzi la începutul ședinței plenului Parlamentului, fostul nostru coleg nu a informat nici conducerea partidului, nu a informat nici fracțiunea din care făcea parte până nu demult, inclusiv în pofida acelui fapt că astăzi dimineață, înainte de ședința în plen, am și avut o ședință a fracțiunii la care domnia sa nu s-a prezentat. De ce nu prea ne-a surprins? Fiindcă de-a lungul perioadei anterioare de timp, și eu personal și colegii mei am primit tot felul de informații privind eventuale acțiuni de acest tip. Care din aceste informații sunt adevărate, care nu sunt adevărate, eu gândesc că doar timpul o să ne demonstreze acest lucru. Nu cred că va trebui de așteptat prea mult timp. La esența acestui subiect. Cred că ați menționat și dumneavoastră că în această perioadă foarte responsabilă, mă refer la anul curent, este vorba de un an electoral, Partidul Democrat, ca și toate celelalte formațiuni politice, a pornit o vastă acțiune privind o autoorganizare, o întărire a disciplinei de partid, o conturare mult mai bună a mesajelor, ideologiei și a acelor transformări, inclusiv organizaționale, atât la nivel central, cât și la nivel local. Probabil că într-o asemenea ambianță, o ambianță de strângere de rânduri, de organizare mult mai bună și de o disciplinare mult mai bună, unii reprezentanți ai noștri la nivel central, la nivel local, se simt mai confortabil, alții se regăsesc într-o stare de disconfort. Deci, în acest context, de fapt, decizia care a fost anunțată de domnul Bolboceanu nu este cea mai importantă în raport cu Partidul Democrat. Elementul cel mai important este dacă domnia sa, în continuare, va rămâne fidel programului de guvernare, priorităților de politică internă și de politică externă a țării, dacă va rămâne fidel agendei europene Republicii Moldova, având în vedere acel fapt că, într-un timp,
previzibil, noi trebuie să și semnăm acordul de asociere, dar trebuie și să o ratificăm. În acest context vreau să-mi exprim doar speranța, fiindcă nu pot să vin cu anumite afirmații clare că domnia sa va rămâne fidel acestor principii, că va continua și mai departe să susțină acele proiecte de legi care urmează să fie votate de plenul Parlamentului, proiecte de legi care vizează prioritățile majore a țării noastre. În acest context, ca și o parte diferită de primul mesaj cu care am venit în declarația mea, vreau să vă spun că urmare a unei vizite pe care am întreprins-o în calitate de președinte a delegației Parlamentului Țării la Euronest, adunarea parlamentară a parteneriatului estic la Bruxelles, am avut discuții cu colegii de la Comisia Europeană și între prioritățile care au fost discutate vreau să notez inclusiv și subiectul pe care l-am abordat de grăbire a procesului de semnare a acordului de asociere. Nu la sfârșit de august, nu la început de septembrie, ci variante, modele care ar permite semnarea acestui acord în primăvară, începutul de vară acestui an, în condițiile în care acest acord să fie ratificat de către Parlamentul Țării încă pe durata acestei sesiuni parlamentare. Asta a fost o precizare, rog să nu fie luată în combinație cu prima parte a declarației. Vă rog întrebările dumneavoastră. Probabil că s-a început deja în partid formarea listelor electorale pentru următorul mandat și poate domnul Tolcoceanu s-a regăsit în aceste liste sau... Eu gândesc că v-am dat o explicație foarte clară și exhaustivă, fiindcă întrebarea, inclusiv întrebarea dumneavoastră, se încadrează perfect în ceea ce am numit eu proces de autoorganizare, mobilizare, strângere de rânduri, disciplinare. Deci găsiți, vă rog, în mod automat și foarte clar răspunsul la această întrebare. Păi vreau să vă spun un lucru, că însă și în declarația care a fost făcută de către domnia sa, părăsirea fracțiunii unui partid, a unei formațiuni politice, vine în mod automat și cu ieșirea din rândurile partidului. Dar poți și important că, de exemplu, doamna Stratan, aveți știință despre așa ceva? Eu v-am spus chiar la începutul declarației mele că anterior am avut multe informații din varii părți. Însă, timpul o să ne demonstreze. Timpul este acel factor care o să pună toate lucrurile la locul lor și adevărul va fi în fața noastră a tuturor. Încerc să depună mandatul deocamdată de deputat. Haideți noi să reieșim din legislația Republicii Moldova, fiindcă știm foarte bine că mandatul de deputat, potrivit Constituției țării, poartă un caracter imperativ. Și nimeni nu poate să impună pe cineva cu dea sila să depună mandatul. Ține doar de o decizie personală a fiecărui deputat. Odată ce avem un asemenea cadru legal, toată discuția la acest subiect îmi par absolut inutile. Timpul o să ne arate. Înainte de această declarație, nu? Am zis că a făcut-o pe cont propriu, fără a înștiința foștii colegi de partid și de fracțiune. Și nici acum, după? După am schimbat câteva vorbe, însă eu nu vreau să vorbesc în numele unui fost coleg. Eu presupun că, într-o asemenea situație, domnia sa o să apară în fața voastră. Da, pericole există, mai doi, dacă mai trează. Dacă este să privim cu multă atenție lucrurile care se întâmplă pe plan regional, lucrurile care s-au întâmplat se întâmplă și pe plan intern, în mod evident că toată lumea, și mă refer aici la partidele din componența guvernării actuale, trebuie să fim foarte prudenți și în continuare la aceste subiecte. Însă, dacă ați observat, mi-am exprimat speranța că schimbarea de raporturi dintre domnul Bolboceanu și Partidul Democrat nu o să aducă implicit o schimbare de raporturi în relația cu acele angajamente pe care și le-a luat în calitate de candidat la funcția de deputat la timpul său și va rămâne fidel acelor priorități și acelor politici care au fost votate inclusiv de domnul Bolboceanu atunci când am votat programul de guvernare. Nu, o întrebare din alt registru, dar cu colegii mai au. Vreau să vă întreb, Partidul Democrat este în general, va fi îngrijorat dacă această bancă rusească de stat ar procura sfert din acțiunile de la Banca de Economie? Partidul Democrat
ar fi foarte satisfăcut dacă își va face apariția un investitor, un partener de nădejde, unul cu capital suficient, unul cu o viziune benefică pentru dezvoltarea băncii de economii, reieșind în acel fapt că banca necesită investiții pentru dezvoltare, nu vorbesc pentru supraviețuire, că de supraviețuit poate și în condițiile actuale, însă pentru o dezvoltare și o consolidare a rolului său pe piața financiar-bancară din Republica Moldova. Dar în acest context, noi privim, toate operațiunile care de altfel se întâmplă sau urmează să se întâmple, nu la nivel de tranzacție stat, agent economic privat, ci la nivel de tranzacții agent economic privat, agent economic privat, din punct de vedere a securizării activității agentului economic, în cazul dat vorbim despre banca de economie. Iată care a fost, este și va fi poziția Partidului Democrat. În condițiile astea, repet încă o dată, noi nu venim cu abordări emoționale. Noi vrem să vedem în continuare, ca și investitor, ca și contribuabil pentru dezvoltarea acestei importante instituții bancare, un investitor de nădejde, unul serios, unul care va avea o strategie în favoarea susținerii dezvoltării sistemului financiar bancar din țară. Ziceam că același lucru a spus și guvernul și coaliția și toată lumea atunci când această întreprindere, care a fost cedat pachetul de acțiuni, a intrat în posesia acțiunilor statului. Același lucru ziceam. Vreau... Această întreprindere vrea să vândă acest lucru. Acum, repet încă o dată teza cea mai principală. Pentru mine mai puțin contează. Va fi un investitor chinez, unul nipon, unul rus, unul ucrainean, unul francez, unul german, unul latino-american, unul din SUA sau Canada. Eu mă uit nu la origine, eu mă uit la acele criterii și acele intenții strategice pe care ar avea oricine din acești investitori. Domnule Pudea, cum s-ar comporta un investitor rus, eventual, în condițiile în care, de exemplu, ar avea aceste acțiuni în mână, iar Moldova s-ar apropia tot mai mult de semnarea acordului de asociere? Cum credeți că s-ar comporta? Nu există formule universale și nu există formule care ne-ar duce niște concluzii automate, fiindcă concluziile automate s-ar putea să fie foarte și foarte premeditate. Noi, de-a lungul la 20 de ani de zile, avem în economia Republicii Moldova investitori de diferită origine geografică. Și vreau să vă spun că țara noastră, trecând prin mai multe situații dificile de ordin politic, în raport cu un partener sau alt partener din străinătate, da, noi am avut cu dumneavoastră probabil și cazuri când sectorul economic sau latura economică se alinia componente politice, însă noi am avut foarte multe cazuri când componenta economică categoric nu se alinia către componenta politică. Fiindcă fiecare în aceste două componente și are rațiunea sa și eu nu m-aș grăbi să fac o legătură absolut directă și una dependentă una de alta. Acordul de asociere nu va fi pus. Eu nu văd cum într-un asemenea context, ca și exemplu, dacă este să vorbim direct. Acordul de asociere a fost negociat mai mulți ani. Parafarea s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut la Vilnius, lucru care însă nu a influențat negocierea cu succes și semnarea acordului de furnizare a gazelor naturale pentru Republica Moldova. Este oare acest caz un punct de referință? Eu gândesc că ar fi. Deci, noi trebuie să fim pregătiți pentru orice eventuale scenarii și, precum spuneam, să sperăm la mai bine, dar să fim pregătiți pentru cazurile cele mai proaste. Apropo, se confirmă tranzacția? V-ați interesat? Până la momentul zilei de astăzi, nu am primit eu personal cel puțin, nici colegii mei, fiindcă nu au apărut aceste întrebări în cadrul ultimelor ședințe a Consiliului Coaliției pentru Europa, anumite informații care ne-ar trezi îngrijorări, precum că acest acord semnat și intrat în vigoare ar fi fost torpilat, ar fi fost stopat, deci până la moment lucrurile stau conform contractului. Vă întrebam de vânzarea acțiunilor către banca rusească. Nu dețin detalii și informații la acest subiect, probabil și pe motivul că nu este vorba despre o tranzacție stat-agent economic, unde toate organele, inclusiv și politice, pun în discuție și au, de fapt, toată plenitudinea de informație. Noi ne confruntăm mai degrabă cu discuții pe marginea a unui
eventual contract la nivel de persoane juridice private. Dar și aici... Dar un pachet de control, ziceți. Unde? În această bancă. Dragii mei, dați-mi voie să vă... Nu știu, poate voi aveți informații diferite. 36% asemenea decizii privind tranzacțiile, pe câte îmi dau eu seama, se adoptă cu majoritatea voturilor și probabil că nu intră în zona de aplicare a pachetului de blocaj la nivel de 36%. Urmează să vedem detaliile, fiindcă întrebarea dumneavoastră este nu una politică, ci este una strict procedurală. Haideți să verificăm acest lucru și dumneavoastră întâi de tot. Каково лично ваше мнение? С чем все-таки связано то, что мы там должны или не должны изменить закон? Это связано как-то с незаконным референдумом в Гагаузии или есть другие причины? Нет. Нужно ли голосовать? Я вам представлю свою позицию, позицию партии, демократической партии, фракции в парламенте. Я не думаю, что здесь нужно иметь очень глубокий уровень юридической подготовки, чтобы понять следующую ситуацию. Эти изменения никоим образом не связаны с тем, что произошло 2 февраля в Гагаузской автономии. Скажу почему. Потому что этот законопроект категорически не касается ни закона от 1994 года, который установил очень четко правовые рамки, в которых функционирует Гагаузская автономия. Соответственно, связи между этим пакетом изменений и ситуацией в прошлом в Гагаузии нет никакой. Есть определенные моменты, которые касаются, возможно, как представили наши коллеги, недостаточно четких формулировок в существующем законодательстве о местной публичной администрации. Заметьте, пожалуйста, что касается Гагаузской автономии, автономия подпадает под действие отдельного закона 1994 года. Соответственно, те изменения, которые мы вносим сегодня, они имеют своей целью уточнение определенных позиций, чтобы не было споров, недоразумений и различного понимания. Кстати, для нас было абсолютно одинаково, как, скажем так, подход к этим изменениям. Вы слышали в зале, были предложения, а может стоит сделать законопроект по толкованию этих норм? Мы имеем на сегодняшний день законопроект о внесении определенных изменений. Хочу вам сказать, что по сути, по существу, это что в лоб, что по лбу. Форма только разная. Но конечная цель абсолютно одинакова. В этой связи для того, чтобы исключить всякого рода спекуляции, всякого рода возможной идеологической, политической борьбы на местном уровне, которая у нас происходит, происходила и будет и в дальнейшем, чем четче законодательство, чем оно не дает какого-то коридора, узкого или широкого для интерпретации, тем яснее ситуация не только в Кишиневе, яснее ситуация на местах, в районах и на местном уровне. Идет речь о том, что впервые в Республике Молдова в этом секторе мы столкнулись с ситуацией, с которой сталкивались множество раз и в прошлом, но в других секторах. Законы приняты, вот они функционируют годами. Не сталкивается с ситуацией, допустим, различной интерпретации. Какова цель парламента? Если есть различные интерпретации, и в данном случае это может порождать различные точки зрения, различные подходы, это означает, что неоднозначная ситуация должна быть ликвидирована. Четким в понимании абсолютно всех норм закона. Поэтому сегодня этот вопрос встал, есть дискуссии в территориях, одни смотрят на закон с одной стороны, другие смотрят на закон с другой стороны, поэтому, чтобы исключить всевозможные различные интерпретации, на мой взгляд, абсолютно необходимо. Не исключаю, что в дальнейшем в этой области, в различных других областях мы будем сталкиваться с таким же, с такой же ситуацией двойного интерпретирования, и каждый раз, и в будущем, как и в прошлом, парламенту придется подключаться к этой работе. Аулио, тот реакция мне. Ну, это ради дела к интересу, категории. Его дойне, дежеле, de tipul ăsta a avut ultimii 4-5 ani de zile.
Nu văd absolut nimic inedit, nimic special, nimic nou, același cântec, același refren. Să le dea Domnul sănătate, să cânte și mai departe. Domnul președinte, doamna Jean-Toam, de la Colegă de Partid, spune că s-ar putea să plece și ea din formațiune. Spune că se mai gândește, iar pe cum se spune că este o listă de colegi din partea Partidului Domnului care ar putea să părăsească formațiunea. Eu cred că asemenea declarații urmează să fie făcute, fiindcă sunt decizii proprii, de către fiecare persoană în parte. Ca și context general, și în cadrul declarațiilor de astăzi, dar și discuțiile din trecut, de acum 2, 3, 4 săptămâni în urmă, contextul este foarte clar pentru toată lumea. Lupta este foarte dură și nu este o luptă care atinge partidele. Este pe planul 2. Este o luptă care atinge interesele geostrategice, politice, a Republicii. Domnul președinte, ca să înțelegem foarte clar, plecarea domnului Bolboceanu, alte discuții și alte idei de genul ăsta, sunt cadrași în acele tentative de corupere a deputaților? Timpul va pune toate lucrurile la locul lor. Poate, eu știu că ține de interesul dumneavoastră să aveți lucrurile așa mai fierbinți, să facem noutăți, însă, gândesc că există niște norme etice și există niște norme de care cel puțin eu le apreciez și eu mă țin foarte mult. Și atunci, faptele fiecărui om, deciziile fiecărui om, acțiunile viitoare vor demonstra starea exactă de lucru. Dar nu exclud. Aici, punct. Dar